Bunătatea cerului a celor care s-au unit într-un plan să ne salveze. Eu acum vă spun tuturor, bine ați venit să-L ascultăm pe Cel care a murit pentru noi. Eu n-am murit pentru nimeni, încă nici pentru mine nu pot să mor ca să mă salvez. Doar unul singur care a luat un plan înainte ca această planetă să fie adusă la existență, să moară pentru noi. Binecuvântarea Lui, pacea Lui, harul Lui, dragostea Lui și cuvântul Evangheliei să vă fie înmulțite pe parcursul celor 10 prezentări al acestui program de evangelizare care va purta titlul Cine a vărsat sânge pentru tine și pentru mine. Cine a vărsat sânge pentru tine și pentru mine? Haideți, stimați ascultători, după ce voi înălța această rugăciune, să vă conducă și să vă călăuzească în luarea deciziei ca sângele acestui miel care s-a vărsat să fie pus și în dreptul dumneavoastră ca să fiți mântuiți. Tată, îți mulțumim pentru planul măreț pe care Tu l-ai făcut pentru salvarea noastră. Și îți mulțumim că la împlinirea vremii El a fost adus la îndeplinire prin Cel care L-ai rânduit Tu. Fii slăvit că ne asculți
și binecuvântă fiecare ascultător. Amin. Întrebarea, stimați ascultători, cine a fost acel care a vărsat sânge pentru noi? Dar acest sânge care s-a vărsat pentru noi a fost în spatele tuturor evenimentelor care au avut loc înainte ca să se întâmple această tragedie, ca cel care ne-a creat să moară pentru salvarea noastră. Adică cel care ne-a creat să moară pentru salvarea noastră. Unde găsim pentru prima dată sânge vărsat pentru om și de ce? În Geneza capitolul 3 cu 21, Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și neveste lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. Dumnezeu aduce prima jertfă după căderea omului în păcat. Stimați ascultători, nu vă pune pe gânduri acest mesaj că Dumnezeu s-a jertfit imediat după căderea în păcat. Pentru că nu exista viață fără sânge și fără jertfă. Dar acum, cine și cine i-a învățat pe acești oameni ca să facă ceea ce au adus mai târziu? Cine? În Geneza capitolul 4 cu versetul 4 ne spune așa Sfânta Evanghelie. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui. Cine l-a învățat pe Adam și pe Eva să aducă jertfe? Pentru că dacă nu aducea Adam și Eva jertfă, Adam era mort. Și această planetă Pământ, nu știu ce s-ar fi întâmplat cu ea. Ar fi făcut Dumnezeu alte persoane sau ar fi lăsat-o pustie? Aici nu am niciun răspuns în sensul acesta. Viața și mântuirea a contat și contează jertfă. Primul s-a jertfit Dumnezeu. Dumnezeu nu ne cere ceea ce El nu a făcut. El a fost primul care s-a jertfit. Dar cine era cel care a murit în grădina Edenului? Este întrebarea pe care vi-o pun acum și vom găsi răspunsul mai departe. Numeri capitolul 18 cu versetul 17 spune: dar să nu lași să se răscumpere întâiul născut al vacii, nici întâiul născut al oii, nici întâiul născut al caprei, acestea sunt lucruri sfinte. Sângele lor să-l stropești pe altar și să le așezi grăsimea și să arzi grăsimea. Aceasta va fi o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. Stimați ascultători, ce ați auzit dumneavoastră acum sunt cuvintele lui Dumnezeu? Nu sunt cuvintele lui Moise, sunt cuvintele lui Dumnezeu. Și dacă sunt cuvintele lui Dumnezeu, atunci ce avem noi de făcut? Nu avem nimic de făcut decât noi să ascultăm ceea ce a spus El.
Și dacă ascultăm ce a spus el, se naște întrebarea, voi fi eu mântuit? Dacă ascult, voi fi mântuit. Dar observați dumneavoastră că cei doi frați care au fost, numai unul a ascultat, nu și al doilea. Poporul Israel a ascultat în totalitate ce a fost învățat de Dumnezeu prin Moise, ca întâiul născut al oricărui animal curat era sfânt și era dedicat ca să fie adus ca jertfă, ca prin jertfa acelui animal, omul care îl aducea ca jertfă să nu moară. Nu exista viață, nu exista iertare la poporul Israel fără jertfă. Acum, ascultați ce spune în Apocalipsa, capitolul 5 cu 6. Și la mijloc între scaunele de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel, părea junghiat și avea 7 coarne, 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, trimise în tot pământul, Apocalipsa 5 cu 6. Se naște întrebarea, stimați ascultători, cine a fost mielul care l-a junghiat Dumnezeu împreună cu Adam în grădina Edenului? Cine a fost? Mielul care părea junghiat. Nu era junghiat adevăratul miel, cum spunea Ioan, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Nu era junghiat cu acea ocazie adevăratul miel, ci era un animal curat, ales de Dumnezeu, care n-a contribuit cu nimic la căderea lui Adam și al Evei. Era un animal nevinovat și curat. Dar mielul adevărat, asta era un simbol despre care vorbește Ioan. Mielul care l-a jertfit Adam în prezența lui Dumnezeu era un simbol al adevăratului miel care părea junghiat, dar încă nu era junghiat. Și acum, după ce el era junghiat acum, când el este junghiat acum, eu nu mai bajocuresc un miel, un animal, ci-l bajocuresc direct pe cel care a murit pentru mine. Pe Dumnezeu, în persoană, îl bajocuresc și întorc spatele adevăratului miel, care este tipul, nu antitipul. În Isaia 53 cu 7 spune, când a chinuit și a fost asuprit, n-a deschis gura deloc. Mielul pe care l-a adus Dumnezeu ca jertfă în grădina Edenului n-a plâns, n-a auzit nicio voce din gura lui. A suportat cu plăcere. A suportat moartea și sacrificiul, fără ca el să plângă și să spună ceva. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura deloc. Haideți să mergem, stimați ascultători, la Golgota. Câte cuvinte a rostit Iisus când mâinile lui și picioarele lui erau atârnate de lemnul acela de tortură pe care astăzi creștinii îl zeifică. Lemnul acela de tortură pe care Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, a fost pus pe el, îl zeifică și o ridică la rang de ceea ce spun ei. Că dacă se închină înaintea ei
Dacă își fac semnul crucii cu mâinile, ei sunt salvați și mântuiți de această cruce, nu de cel care a murit pe această cruce. Atenție, stimați ascultători! Noi purtăm crucea ca semn al jertfei Domnului Iisus Hristos, dar crucea în sine nu are nicio putere ca ea să mă mântuie. Absolut deloc. Nici nu că ne aduce aminte, cum spun creștinii, da. Dar nu însemnează că dacă eu am în casă, dacă eu am pe piept, dacă eu am la mâini, dacă eu am pe ceasul meu, ea înseamnă că mă va mântuie. Nu. Dumnezeu, când a spus poporului Israel acestea porunci, 10, să le ai la mâini, să ai la poalele hainelor tale, ca auzind, văzându-le, să-ți aduci aminte să nu păcătuiești. Câți creștini de astăzi au crucea în casa lor, au pe piept, au poate în cercei și comit crime și vorbesc și înjură despre Dumnezeu. Dar îl au cu ei. Cât, stimați ascultători? Dar cei care, când a fost chinuit Iisus Hristos, n-a deschis gura. Era ca un miel care se duce la măcelărie și nu-l plânge absolut deloc. Acum, de ce Evanghelia către evrei a fost ignorată? E o întrebare pe care mulți creștini de astăzi ignoră unele învățături pe care ni le relatează Apostolul Pavel către prin Cartea Evrei. Ce se întâmplă acolo în Cartea Evrei? Ce adevăr este revelat în Cartea Evrei? Există două motive care explică această ignorare. A. Mai întâi faptul că ea se bazează din plin pe imagini și pe tipologii din Vechiul Testament. Mulți creștini moderni consideră că aceasta nu se potrivește cu tonul Evangheliei libertății din celelalte epistole ale Apostolului Pavel. Mulți creștini nu pricep astăzi că Domnul Iisus Hristos, după ce a vărsat sângele său pentru mântuirea noastră, el este în sanctuarul din cer care mijlocește pentru noi. Asta este primul aspect pe care creștinii nu înțeleg, că în ceruri există un sanctuar, așa cum a fost tabernacolul în pustie, așa cum este Domnul în ceruri acum, unde Domnul Hristos mijlocește pentru noi. Veți asculta multe lucruri legate despre această problemă în cele 10 prezentări. B. În al doilea rând, cartea poate fi evitată întrucât conține expresii trașante ce par a fi în conflict cu pozițiile creștinilor protestanți. Trei din acestea domenii de controversă sunt întrețăsute în Cartea Evrei. Deși la prima vedere nu se observă nicio legătură între ele, acestea trei sunt strâns legate între ele. 1. Natura umană a Domnului Iisus Hristos, lucrarea lui ca mare preot în sanctuarul ceresc și problema desăvârșirii. Trei puncte importante pe care creștinii nu le pot înțelege. Natura umană a Domnului Iisus Hristos. El a fost Dumnezeu, n-a fost ca mine. Îmi pare rău, stimați ascultători, că gândiți poate așa sau poate nu gândiți așa, mă scuzați expresia, când tu gândești că Dumnezeu, Iisus Hristos, n-a fost ca mine. Iisus Hristos a fost ca mine, cel care vă vorbesc. Natură umană, sânge și carne. Și sânge și carne s-a înălțat la cer.
iar acum nu este invizibil. El este acum vizibil ca ființă umană și ca mare preot în locul nostru, în sanctuarul din cer. Observați dumneavoastră ce lucruri minunate conține Cartea Evrei. Conține Cartea Evrei. Acum, ce se mai întâmplă? Care e diferența dintre Vechiul Testament și Iisus Hristos ca mare preot? Care este diferența? În Vechiul Testament a fost marele preot Aron și pe urmă mai departe din familia lui. Astăzi, cine este marele nostru preot? E Domnul Iisus Hristos. Primele două capitole din Cartea Evrei sunt consacrate în mare poziția și a naturii Domnului Iisus Hristos, înainte de întrupare. Înainte de întrupare. Acum, înainte de întrupare, Iisus Hristos a fost Dumnezeu. Înainte de întrupare. Iar după ce El s-a întrupat, a devenit o ființă ca noi. Și dacă a fost ca noi, ce natură a avut Iisus înainte, Iisus Hristos, la întrupare? Ce natură a avut Iisus Hristos la întrupare? Și ce natură a avut Iisus Hristos înainte de întrupare? Înainte de întrupare era Dumnezeul adevărat din cer. După întrupare, a devenit Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. Capitolul 2 din Evrei i-a pus în încurcătură pe mulți creștini referitor la însușirea totală de către Iisus a naturii omului căzut. El s-a născut într-o poziție ca a noastră, dar nu păcătoasă. El s-a născut într-o natură ca noi, păcătoasă, dar fără să comită păcat. El n-a comis păcat ca să fie natură păcătoasă. El a rămas o ființă nepăcătoasă, sfântă și dreaptă și de aceea jertfa lui a putut fi acceptată de Domnul Iisus Hristos. Afirmațiile fără echivoc ale apostolului Pavel merg dincolo de orice descriere a întrupării. Versetul 11 ne spune: cel ce sfințește și cei ce sunt sfinți dintr-unul singur, cine este? Nu este rușine ca să ne numească frații lui. O, stimați ascultători, acesta este Dumnezeul nostru. Acesta este Dumnezeul nostru care El ne-a iubit atât de mult încât El a spus. De ce trebuia Iisus să ia natura noastră? Eu voi lua, a spus Dumnezeu, natura omului căzut. Ca nu cumva în mintea Lui să se ridice problema. El a putut să trăiască fără păcat, dar nu eu. Atenție, stimați ascultători! De aceea Dumnezeu a trebuit să devină om ca mine, dar nu păcătos. Că n-a comis păcat. Din cauza aceasta, El nu e păcătos ca noi. Că n-a comis păcat. Și dacă n-a comis păcat, de aceea El este acum în ceruri. Hristos și cei sfinți oamenii au toți aceeași natură fizică și pot fi într-adevăr numiți frați. Iisus este fratele nostru cel mai mare. Iisus Hristos e fratele nostru cel mai mare.
și i-a plăcut să ia această natură de frate de-al nostru, dar nu ca noi, păcătoși. Ca fizic, da, dar nu ca noi. Ideea este amplificată în versetul următor. Deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele. Adică versetul 14 din Evrei 11. Sângelui și cărnii. Iisus Hristos a fost părtaș acestei naturi din care suntem noi. Apoi vine o altă afirmație, cea mai tare, ce poate fi făcută numai de o persoană care vorbește sub inspirația directă a lui Dumnezeu. Ascultați dumneavoastră mesajul pentru această afirmație. Apoi vine, prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi. Păi dacă el a luat decizia să fie fratele nostru, el nu putea să fie fratele nostru fără ca ucenicii să-l vadă. Nu? De aceea ucenicii l-au văzut, au mâncat și au vorbit cu el pentru că a fost ca ei. În toate lucrurile, pentru ca să poată fi în ceea ce privește legăturile cu Dumnezeu un mare preot și vrednic de crezare. Domnul Hristos spune lui Dumnezeu, Tată, eu am trăit cu oamenii pe care i-am creat. Dar să știi, Tată, că sunt frații mei. Sunt copiii tăi. Ei sunt frații mei. Sunt copiii tăi. I-am câștigat prin jertfa pe care eu am vărsat-o pentru ei. Și acum eu pot să pledez în fața ta pentru iertare și a le acorda nevinovăția care ei o primesc prin mine. Nu este a lor, Tată, nevinovăția. E a mea. De ce, fiule? N-am păcătuit. Ei, da, sunt vinovați, dar nu eu. Eu am făcut acest lucru cu bună știință și cu înțelegerea deplină ca să poată avea încredere în mine că așa cum eu am trăit fără păcat, să trăiască și ei că este posibil. De ce Iisus a trebuit să se asemene cu noi pământenii? Este o întrebare. De ce? Apostolul Pavel spune că era o obligație pentru Iisus să devină prin această naștere fizică asemenea familie omenești pe care el venise să o salveze. Era obligat. Adică, când vezi copilul tău ca părinte, că se neacă în apă, ce obligație ai tu ca părinte? Să sar în apă și să-mi salvezi copilul? Asta este dragostea unui părinte. Acest lucru l-a făcut Iisus Hristos. Am o obligație morală să mă întrupesc ca ei și să le dovedesc și să mă vadă și să mă audă că eu sunt cel care i-am creat și voi muri pentru ei. Altă șansă nu există, Tată. Am această obligație. Dar trebuie să fie om ca să fie mare preot, milos și credincios. Marele preot, milos și credincios. Era necesar ca el să trăiască prin experiențele noastre pentru a ne putea reprezenta corect înaintea Tatălui. Căci noi avem un mare preot care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Ați observat, stimați ascultători, ce Dumnezeu minunat avem? Ați observat? Și atunci se naște întrebarea. Sângele lui poate fi luat și folosit în orice loc și în orice moment al vieții noastre pentru orice problemă?
numai în problema iertării, da, dar în alte probleme nu-l putem folosi. Asta este scopul lui. Sângele are în el viață. Și sângele Domnului Iisus Hristos are viață în el de a-mi transforma gândirea, caracterul, inima și a mă face sfânt cum el însuși este sfânt. Fără sângele Domnului Hristos, n-ai cum să fii sfânt. N-ai cum. Dacă sângele animalelor, care s-a vărsat 2000 de ani de poporul Israel, nu a putut să-i sfințească pe oameni, pentru că chiar dacă aduceau ei jertfă un animal, nu sângele acelui animal, prin sângele acelui animal, el era iertat, prin sângele care avea să fie vărsat mai târziu de către acel miel care părea că este junghiat. Evrei 4:15 este această expresie pe care v-am prezentat-o din cuvântul Domnului. Cum a putut Iisus fi ispitit în toate ca și noi, dacă era Dumnezeu întrupat? Cum a putut Iisus Hristos, ca Dumnezeu întrupat, să trăiască și să fie ispitit ca noi? Stimați ascultători, aici este miezul și esența sângelui vărsat în spatele cortinei. Unii creștini au acceptat că natura sfântă a lui Iisus putea fi ispitită de vreo atracție sau provocare a acestei lumi. Unii nu cred. Nu cred acest lucru, că Iisus Hristos a putut fi ispitit ca și noi. Era Dumnezeu. Sau poate era Iisus fără păcat. Nu știu ce credei despre Iisus Hristos. Dar trebuie reamintit că Iisus a renunțat complet la natura sa divină când a venit printre noi. Păi dacă Iisus Hristos a fi venit ca Dumnezeu printre noi, s-a putut apropia Moise de rug? Nu! A mers până la o anumită distanță. A putut poporul să se suie pe munte și să-L vadă pe Dumnezeu în foc? Nu! A putut Pavel să-L privească pe Iisus Hristos când focul i-a orbit ochii? Nu! Atât auzit, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Iisus Hristos sau Dumnezeu veșnic, omniscient, atotputernic, a lăsat toate acestea prerogative de unde a venit. Și dacă El a luat în mintea Lui acest lucru ca să se întrupeze, El a putut fi ispitit, El a putut fi batjocurit, a putut să-i se întindă mâinile pe cruce, numai că El s-a lăsat să-i se întindă. Și această natură este că știm aceasta pentru că și noi avem aceeași natură ca El. Ca noi. Nu putem să ne îndoim sau să probăm tainele care nu ne sunt descoperite. Păi da, lui a fost ușor ca să biruiască că a fost Dumnezeu. Să nu mai spuneți această expresie niciodată, stimați creștini și ascultători. El era om ca noi. El era om ca noi. Și dacă a fost om ca noi, atunci ce să spunem noi? Ce avem de spus noi? Că El
în Evrei capitolul 12 cu 17, a luat natura completă a lui Avram. El a luat asupra sa nu natura îngerilor, ci a luat natura lui Avram și a urmașilor săi. Să nu vă mai îndoiți, stimați ascultători, de această afirmație biblică. Iisus a fost om, de aceea a putut fi ispitit, nu a fost Dumnezeu ca să nu poată fi ispitit. Că nimeni nu poate ispiti pe Dumnezeu, sub nicio formă. Dar ca om, noi îl putem ispiti. Ceea ce Dumnezeu, Iisus Hristos, când a fost pe pământ, nu a făcut acest lucru. Nu a făcut acest lucru. Și dacă nu a făcut acest lucru, El poate fi acum Mântuitorul nostru. De ce nu era străin Iisus Mântuitorul nostru? De ce nu era străin Iisus Mântuitorul nostru? Ca părtaș al sângelui și al cărnii, El nu era străin de întristări, necazuri, desamăgiri care afectează de obicei viața noastră. Observați dumneavoastră, a plâns, a fost întristat, a fost lovit, a fost biciuit, dar niciodată nu l-a blestemat pe Dumnezeu. De ce? Așa cum facem noi astăzi, să-l blestemăm pe Dumnezeu. Îl blestemăm pe Dumnezeu când ni se întâmplă anumite probleme în viață. Și acum, un alt lucru pe care vreau să-l scot în evidență. El nu și-a folosit puterea divină ca să scape de infirmitățile naturii umane și nu a păcătuit nici măcar prin gând. Când lui Iisus i-a fost foame, nu și-a făcut pâine pentru el. Și putea. Iisus Hristos, când a fost ispitit să se arunce de pe aripa streși, de pe streșina templului, putea să se arunce și nu se întâmpla nimic. El, ca Dumnezeu întrupat, putea să se salveze. Dar n-a făcut acest lucru. L-a separat experiența sa fără de păcat așa de mult de noi, încât să nu putem spera că vom câștiga aceeași biruință asupra păcatului. Ho! El a putut și el putea ca Dumnezeu, dar nu a făcut lucrul acesta. A rămas om și a trecut prin tot ceea ce trecem noi, fără ca să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu. Există în Biblie asigurarea că și noi putem birui ca El. Credeți, stimați ascultători, acest lucru? Sau nu-l credeți? Eu îl cred. De ce păcătuim? Pentru că l-am lăsat deoparte. Și plecăm în puterea noastră ca să câștigăm. Mergem în America, mergem în Spania, mergem peste tot să câștigăm bani. Cu puterea noastră. Dar ia să vedeți dumneavoastră, când Dumnezeu te binecuvintează, în scurt timp poți să câștigi mântuirea veșnică. Sau poate să-ți oferă și bani. E dorințele Lui care ne poate îndeplini în funcție de ceea ce avem noi în inimă. Dar dacă Dumnezeu știe că banii pe care eu îi fac vor fi toți pentru mine, ca să dovedesc lumii ce am eu, să știi că nu-ți dă bani. Nu îți dă bani. Dar dacă El știe ce vrei să faci, îți dă și pentru tine și îți dă și ai și ce să dai și la alții. În Efeseni 3:19 spune așa: s-a făcut părtaș la natura divină a Domnului Hristos, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Ăsta este Dumnezeul nostru, stimați ascultători.
poate experimenta un creștin viața lui Hristos? Aversiunea curată și sfântă față de păcat, care a locuit în Domnul nostru binecuvântat din momentul nașterii sale, poate fi experimentată de orice creștin convertit. Umplut de Duhul Sfânt prin credința în Dumnezeu, Iisus a recunoscut în mod repetat totala dependență față de Tatăl în orice lucru spus sau făcut. În mod deliberat, El s-a limitat la lucrurile care erau posibile prin rugăciune și prin credință și prin predare deschisă pentru orice lucru în fața lui Dumnezeu. Acum, stimați ascultători, ce credeți dumneavoastră că avem de făcut noi? Ce avem noi de făcut? Dacă Domnul Iisus Hristos ca om a biruit păcatul, nici măcar în gândul lui nu a existat acest lucru. Poate acum spuneți, păi da, că nu avea gând pentru că era Dumnezeu întrupat. Puteți să spuneți dumneavoastră orice. Dumnezeirea a lăsat-o în cer. Dumnezeirea a lăsat-o în cer. Pentru că dacă ar fi venit Iisus în persoana Tatălui, Satana nu-l putea ataca în pustie. Nu! Satana l-a atacat în pustie pentru că l-a văzut ca om. Nu ca Dumnezeu. N-ar fi îndrăznit Satana să meargă în prezența lui acum și să-l ispitească. Nu. Dar pentru că a luat natura umană și după 40 de zile de post, fără să mănânce și fără să bea, a fost sigur Satana că își va folosi puterea divină pentru a-și face pâine. Așa a gândit el. Așa i-a inspirat această minciună și lui Adam și Eva, hotărâ nu veți muri, mâncați din el. Stimați ascultători, primul lucru pe care Dumnezeu l-a spus lui Adam și Eva în grădina Edenului a fost: uite pomul din mijlocul grădinii. E pomul vieții. E pomul vieții. Poți să mănânci din el. Și nu vei fi bolnav niciodată, dar nici nu vei muri. Cu acest gând a ieșit Adam și Eva din grădina Edenului. Cu acestea gânduri se naște fiecare copil pe planeta Pământ. Gândul veșniciei l-are în minte. Dar îi mai spune Dumnezeu ceva. Pomul acesta care se află aproape de pomul vieții, să nu mănânci din el. Primul, nu vei muri dacă vei mânca continuu din el. Al doilea, dacă vei mânca o singură dată din el, tu nu va mai trebui să mănânci din pomul vieții, că oricum ai primi nemurirea. Asta a fost minciuna grosolană și de atunci și până astăzi, mulți creștini cred că refuzând ascultarea de Dumnezeu, cine este exprimată prin Sfânta Carte Biblia, vor primi nemurirea. Minciunea de atunci și până astăzi a încăput și încape în mințile tuturor creștinilor. Oare așa s-a întâmplat? Imediat a doua zi, Dumnezeu a venit în grădina Edenului, că El știa că Adam i-a ascuns. Acum, nouă Dumnezeu nu ne-a mai dat pomul oprit din grădina Edenului. Nouă ne este dat acum pomul vieții care este Iisus Hristos. Și cine mănâncă din această pâine care este cuvântul lui Dumnezeu, îi se schimbă total tot ce are el
stricat în sufletul lui și rău și primește nemurirea la venirea Domnului Iisus Hristos. Stimați ascultători, sângele din spatele cortinei, din spatele perdelei pe care vom studia data viitoare, este sângele Domnului Hristos, care s-a vărsat prin fiecare animal, iar după ce El s-a adus ca jertfă și sângele Lui a fost vărsat, aceste animale nu mai sunt sacrificate. Nu! Și harul Domnului Iisus Hristos să vă facă să înțelegeți, dacă dumneavoastră veniți la Iisus acum și vă folosiți de acest sânge și trăiți sub autoritatea acestui sânge și al acestui adevăr veșnic, eu sunt pâinea, eu sunt calea, adevărul și viața veșnică, aveți siguranța mântuirii. Iar dacă nu, vreți să ascultați acest mesaj, veți muri și vom muri de minciunile pe care azi Satana și creștinismul apostaziat ni le aduce nouă. Mănâncă un fruct sau smulge un fruct din cele 10 porunci și aruncă-l în marea uitării, uită-l sau șterge-l total din mintea ta, că oricum vei fi mântuit. E aceeași afirmație a șarpelui din grădina Eden. Așa să vă ajute Domnul să înțelegeți clar că nu există altă mântuire decât ascultare deplină de Cel care a murit pentru noi. Amin. Stimați ascultători, săptămâna viitoare ne vom întâlni la cea de-a doua temă din genericul Sângele care s-a vărsat pentru noi. Amin.